Salutare prieteni, bine v-am găsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum putem să ne ținem sistemul sub control cu ajutorul lui System Explorer. Despre softul System Explorer se auzeau foarte multe zvonuri undeva prin 2010, ce am auzit și eu, însă de atunci sunt foarte multe modificări ce s-au făcut asupra acestui program, pe care în foarte puțin timp mulți l-au transformat chiar în asistentul lor personal în ceea ce privește informațiile ce se bazează de fiecare dată atunci când avem de a face cu un program sau un proces nou. Cu ajutorul acestui soft, cu ajutorul lui System Explorer, mulți pot cunoaște impactul avut de fiecare proces în asupra performanței sistemului nostru de operare, și cu ajutorul lui în același timp putem confirma sau chiar prezenta amenințările atunci când avem un serviciu dubios sau nu știu ceva, nu merge bine. Haideți să luăm și noi softul, deschidem un browser și vom scrie System Explorer.net. Dăm click pe Enter, dăm click pe primul rezultat. O să ne arunce pe pagina oficială a softului. În momentul de față dăm click pe butonul Download. Dacă vreți, puteți să instalați versiunea, puteți să instalați System Explorer-ul direct cu executabil. Puteți de asemenea, dacă vreți, să deschide și versiunea portabilă. iOS ne și spune, din păcate, nu e chiar atât de recomandată versiunea portabilă, de aceea vom descărca versiunea executabilă, vom descărca executabilul de instalare pentru acest soft. Așteptăm un pic. Dacă nu pornește imediat, dați click pe click here. Salvăm fișierul, voi puteți să rulați direct din browser. O să fac acest lucru. Rulăm executabilul, închidem browserul, run, yes. Bineînțeles că nu vă recomand să bifați Express Installation, deoarece, vedeți, softul meu Anchecky la care am făcut tutorial ne amenință că e ceva dubios în legătură cu acest tab. Și de aceea dăm click pe decline. Deci prima dată, dacă nu aveți Anchecky, vă sugerez să-l instalați. Este un soft la care am făcut și eu tutorial și v-am spus că ne ferește de ceva necurat. Bineînțeles, dacă nu vreți să-l instalați, urmați pașii pe care îi parcurg și eu. Dăm click pe Custom Installation, Next. De aici va trebui să ne selectăm noi cum anume vrem să vedem softul din Task Manager Mode, dacă vrem să-l facem gen Task Manager sau Explorer Mode. Eu o să las Task Manager, voi puteți să-l luați gen Explorer Mode. Deci vom selecta unde anume vrem să instalăm softul. Eu o să las încep program files x86 System Explorer. Voi puteți să-l instalați în orice altă partiție, în orice alt folder. Dăm click pe Next. Vă recomand să debifați această căsuță, pentru că voi, dacă vreți doar într-un anumit timp, atunci când vreți ca programul să ruleze doar atunci când îl deschideți voi, lăsați bifat automatic check for updates, dăm click pe next, așteptăm pe să se instaleze, o să ne deschide browserul, închidem. Security database, dăm un pic start security check, va trebui să caute după va trebui să ne caute în sistemul unde avem sistemul de operare, va rula prima dată o scanare, ca să spun așa. Așteptăm un pic. Ok, haideți că am revenit. Am dat pauză la tutorial pentru a nu lungi degeaba. După cum puteți observa, nu mi-a găsit niciun virus sau o filă suspicioasă. Dăm click pe close și după cum putem observa, cam așa arată interfața
programului. Bine, acum o să intru un pic în câteva detalii. Vă spun doar că cu ajutorul acestui soft se poate face foarte multe lucruri. Iar pentru unele persoane poate uneori o să le placă tabul, s-ar putea să le placă graficele aflate la performance, după cum puteți observa, avem graficele, putem observa cât la sută e utilizat procesorul, cât la sută e utilizată memoria RAM. După cum puteți observa, procesorul meu în momentul de față e undeva la 6,19, ușor că undeva la 7, deoarece din ce observ, cel mai înalt proces este Cam Recorder, adică de la Camtasia, acesta mănâncă deocamdată foarte, foarte mult. De asemenea, mai putem observa și putem vedea, de fapt, în timp real, ce anume mănâncă, adică dacă ne uităm la Swap, adică memoria virtuală, putem observa și alte informații precum adevărat, fals, citire, putem observa adevărat, fals, scriere și adevărat, fals, celelalte. De asemenea, putem observa la tabul performance procesele ce mănâncă în momentul de față această memorie RAM. Vedem că sunt foarte multe, Dashlane, mă rog, Camtasia, CC Cleaner, Flux, ce rulează în momentul de față, procesorul meu undeva la 16%, chiar 20%, urcă, scade în funcție de fiecare și vedem în timp real pe fiecare nucleu ce se petrece, cât la 100% utilizat. Văd că cele mai folosite nuclee în momentul de față la mine este Core 1, nucleul 1, 2, 3 și 5, 2, 4 și 6 văd că nu sunt chiar atât de utilizate. Haideți să dăm acum click mai departe și anume vom da pe proces să vă arăt și cum putem verifica procesele în caz că apare ceva nou și nu suntem siguri. Deocamdată văd că softul ne spune că toate aceste procese sunt ok. Dacă nu suntem siguri, nu avem încredere în ceea ce ne prezintă la tipul security, putem da click, să zicem, CC Cleaner, dăm click dreapta pe el, dăm pe File Check. Bineînțeles, putem da chiar și File Info Search. Dacă dăm File Info Search, o să ne arunce pe internet și ne va căuta CC Cleaner, ne va da câteva detalii despre CC Cleaner și cine îl folosește, după cum putem observa, cum pot observa foarte mult rușii, Polonia, Germania, 10% din aceștia folosesc foarte mulți americanii și așa mai departe, dar foarte mulți îl folosesc Federația Rusă, foarte mult îl folosește Federația Rusă, ne spune cam cât folosește procesele și așa mai departe, câteva detalii, deci puteți să aruncați un ochi, de asemenea puteți verifica. Ne arată cam prin câte scanare a trecut acest soft. Vedem că e de la Windows Defender, Microsoft Security Essential, Panda Free Antivirus, AVG Free Edition, Kaspersky, AVG Internet Security, Avast, ESET, Dr. Web și Asempo. Eu chiar sunt foarte mulțumit de aceste scanere. Și vedem că e 100% curat, deci nu avem nicio opinie. Și de asemenea avem și câteva recenzii în legătură cu softul, deci puteți căuta pur și simplu, dați click pe procesul respectiv și dați după aia click pe File Info Search pentru a căuta câteva informații și să vedeți dacă în caz e în regulă acel soft. De asemenea, dacă nu aveți încredere, puteți da click dreapta pe procesul respectiv. Uitați, vedeți, Internet Explorer răspunde în momentul de față că mănâncă ceva. Bine că a fost browser deschis, browser închis, mă rog. Putem, de exemplu, da, să zicem, nu știu, stați așa, să dăm pe Memcleaner, că tot am făcut. Putem da pe File Check. Așteptăm un pic să-l caute pe Virus Total. Deci scannerul nostru virtual este Virus Total.
că deocamdată nu răspunde, sau cred că încă scanează, o să-l las și o să revin mai târziu, puteți să-l verificați, dar în general vă recomand să-l căutați cu File Info Search. Ați văzut câte scanere l-a căutat, noi numai Virus Total, putem să-l căutăm și normal. Ce vreau să vă mai arăt, dacă vreți să mai dați încă o dată, să mai facă încă o dată un security check, adică să mai fac o scanare, puteți da click aici pe security check. De asemenea, dacă avem și câteva opțiuni, de exemplu să oprim procesele, în momentul de față eu o să opresc aceste procese, end process, de la PC Faster, adică de la Baidu, așteptăm un pic. Ok, haideți că s-a încărcat și de la Virus Total. Am închis procesul respectiv și am închis și softul. Nu mai e nevoie să-l mai deschidem. De asemenea, ce vreau să vă spun, dar vă las pe voi. Puteți de asemenea puteți să vizionați jurnalul evenimentelor de la tabul istoric. Aveați acolo un tab istoric. Dați click pe acolo și căutați ce anume... ce procese căutați. De exemplu, vă dau și un exemplu, dacă Firefox, de exemplu, dacă căutam la Firefox sau chiar și ăsta Internet Explorer, să vedem pe unde a umblat procesul respectiv. După cum puteți observa, Virus Total a zis că Memory Cleaner e 100% curat. Vedeți prin câte procese a trecut de scanare și e totul bine. Cam asta ar fi tutorialul, sper că m-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vreau să lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!